Pfizer și Moderna pot să neutralizeze varianta indiană a coronavirusului, susține Agenția Europeană a Medicamentului. Vorbim de tulpina care a îngenunchiat India și care s-a extins în 44 de țări, printre care și România. Alexandra Vasile, corespondent al FNews, urmărește subiectul și vine cu detalii. Alexandra, care sunt concluziile la care au ajuns experții Agenției Europene a Medicamentului? Bună dimineața, Ioana! După o analiză atentă a datelor despre varianta indiană a virusului, Marco Cavalleri, șeful strategiei de vaccinare de la EMA, spune că există dovezi care ne arată că vaccinurile ARN mesager vor putea neutraliza această variantă de virus, cel puțin într-o măsură care va garanta o protecție suficientă. Tot el a spus că Agenția Europeană e de părere că și vaccinurile rivale, care sunt pe bază de vectori virali, vor fi eficiente, dar așteaptă și alte date după utilizarea unei versiuni a vaccinului AstraZeneca în India. Ce știm despre varianta indiană a virusului? E mai periculoasă decât celelalte? Știm că a fost descoperită prima oară în India, în luna octombrie, iar acum OMS a declarat că a fost depistată în 44 de țări din întreaga lume. Această variantă a fost descrisă săptămâna aceasta de OMS drept îngrijorătoare și reprezintă unul dintre motivele care explică explozia pandemiei din India și cel mai grav focar de COVID din lume în prezent. Între timp, Ministerul Sănătății din India cere lumii întregi să nu îi se mai spună tulpină indiană, pentru că, zic ei, OMS nu a asociat niciodată cuvântul indian acestei tulpini B1617 COVID. Mersi, Alexandra.